Odă în metru antic de Mihai Eminescu. Odă în metru antic de Mihai Eminescu. Nu credeam să învăț a muri vreodată, părul tânăr înfășurat în manta mea. Ochii mei înălțam visător la steaua singurătății. Când, deodată, tu răsăriși în cale, suferință tu, dureros de dulce, până în fund băui voluptatea morții, neîndurătoare, jalnic ard de viu, chinuit ca Nesus, ori ca Hercul înveninat de hainai. Focul meu al stinge, nu pot cu toate apele mării. Mă topesc în flăcări de-al meu propriu vis, mistuit, mă vahet. Pot să mai reînviu luminos din el ca pasărea Phoenix. Piară-mi ochii tulburător din cale, vino iar în sân. Nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit. Pe mine, mie, redă-mă. Într-o lume relativă, ce-a făcut, ce-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Bună seara, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Amprente Culturale. O ediție, o să vedeți și dumneavoastră, una specială, deoarece ne-am propus ca, eu știu, atâta cât se poate în acest spațiu, să spun nou și așa să-i facem parastas poetului național Mihai Eminescu, având în vedere faptul că, iată, creștinește discutând, suntem undeva aproape la împlinirea 40 de zile după data de 15 iunie, să știe, 15 iunie 1889, când Mihai Eminescu a plecat să scrie versuri sus, acolo la Domnul. Pentru această emisiune, în această seară, un invitat la fel special și știu ce vorbesc, domnul Mircea Bostan, poet, prozator, eseist. Bine ați venit și mulțumesc de trei ori pentru că ați onorat această invitație. Domnul Bostan, iată o temă pe care am ales-o, mărturisesc și v-am spus și înainte de a intra în emisiune, o temă absolut specială, o temă delicată, o temă care, cum să spun, vine să țină o candelă așa în vremurile astea când se pare că unii chiar nu mai au nevoie de Eminescu, dar căutăm să nu să clarificăm o chestiune foarte delicată, respectiv cea legată de modul cum a sfârșit Eminescu sau cum a fost ajutat să sfârșească, ci să ținem, așa cum am spus, un reper, să marcăm un reper legat de toate aceste aspecte. Mulțumesc, mă simt dator să repet mulțumirea. Iată, avem și tema din emisiunea noastră, a emisiunii noastre, Eminescu asasinat. Cam pe aici avem și onoarea, dar și dificilă emisiune să vedem ce le spunem telespectatorilor noștri. Sigur, după ce au spus alții, este un hățiș de informații. Mulțumesc și eu pentru invitație. Dumneavoastră, drăguț ca întotdeauna, ați spus Eminescu asasinat, semnul întrebării. Putem spune Eminescu ajutat să treacă în neființă după unii autori. Dar el a rămas ca un reper al literaturii naționale. N-a trecut în neființă. Nu. Și putem spune, dacă am fi mai duri, Eminescu ucis cu semnul exclamării.
sau, ca să fim mai îngăduitori, ajutat. Iertați-mă, eu la școală, chiar la universitate acolo, am învățat că nu se pune semnul întrebării în titlu. Da. Dar a fost precaut. La o asemenea temă care are oameni de valoare care au abordat-o, eu în contextul acesta mă simt un pic, vorba moldoveanului, un pic emoționat. Pentru că a vorbit despre un asemenea subiect este pretențios. În nația aceasta a noastră, întotdeauna ne-am persiflat valorile, nu le-am acordat atunci când trebuia respectul cuvenit și probabil că de aceea suntem și o cultură mică. Pentru că dacă am analiza un citat al lui Nietzsche, care a suferit de aceeași boală ca și poetul național Eminescu, Nietzsche, un filozof german, care spunea cam așa: un popor este mare nu prin oamenii importanți pe care îi creează, ci prin venerația pe care le-o acordă. Nouă ne este rușine cu Eminescu acum, nouă ne-a fost rușine cu Eminescu și într-o altă perioadă a existenței noastre. Eminescu, în general, ca om, ca individ, ca și structură culturală, a fost un om puternic, lucid, până la excepțional, cunoscător al realităților sociale și politice din epoca sa, un militant activ pentru drepturile românilor din Ardeal și pentru unitatea națională, un ziarist incomod și acid, aici vreau să zic, un vizionar, un reformator. În schimb, varianta oficială a morții poetului național a fost mai mult decât convenabilă tuturor părților implicate. Considerat încă din viață, o ființă labilă, neadaptată, pierdută în lumea sa de poet, acesta ar fi murit nebun, bolnav de sifilis și alcoolic. Asta fiind spus cei care l-au convenit. Eminescu a fost declarat nebun și internat la psihiatrie chiar în momentul în care guvernul României urmărea să încheie un pact umilitor cu Austro-Ungaria, prin care guvernul român renunța la pretențiile asupra Ardealului și se angaja să-i analizeze și să-i anihileze pe toți cei catalogați drept naționaliști. Eminescu fiind un naționalist. De altfel, întreaga sa carieră de la 1880, când devine un ziarist incomod, un om participant activ în cadrul societății civile la ceea ce se întâmplă în epoca sa, devine indezirabil. De altfel, acest tratat de care vorbeam, în 18 decembrie 1883, este semnat. Și dacă ne gândim bine, în urma acestui tratat, Eminescu devine țintă. De altfel, el devine țintă pentru că era vector de opinie ca jurnalist. Ca poet, i se permiteau aceste ieșiri din decor. Iertați-mă, în 1883, dacă nu mă înșel, trebuia să citească în public prima dată Doina. Undeva la Iași se dezvelea ceva. Se dezvelea statuia lui Ștefan cel Mare, dacă nu mă înșel. Apropo, și din fața... El era trimis de cei de la Timpul la Iași pentru... E adevărat că se spune că la vremea când a citit Doina, de la Nistru până la Tisa, tot românul plânsumisa, lumea, asistența, a rămas profund impresionată de mesajul poeziei, de felul cum a citit Eminescu, l-au îmbrățișat, unii au plâns, l-au felicitat, ca până la urmă cei care l-au felicitat să-l ducă la pierzanie. Asta apropo de ce i s-a permis, ce nu i s-a permis, ca jurnalist, ca poet, un lucru este cert. Eminescu a stat ca osul de pește în gâtul puterii de atunci,
care putere, așa cum a subliniat și dumneavoastră, limpede că numai cu românii nu era. Da, dar a stat pe, într-o poziție orizontală, adică nici nu puteau să-l dea afară, nici nu puteau să-l înghită. Până la urmă l-au ajutat în toate felurile. L-au ajutat și așa, și așa. V-aș propune dumneavoastră și telespectatorilor noștri ca, eu știu, să vizionăm un filmuleț, are niște minuțele, dar care este o sinteză, după opinia mea, bine marcată și făcut de către frații noștri moldoveni de dincolo de Prut, românii noștri de dincolo de Prut, unde să știe că după Dumnezeu e Maria sa, Ștefan cel Mare și Sfânt și Eminescu, adică lucru care nu mai trebuie lămurit și explicat. Am să rog colegul să ne ofere acest filmuleț, unde, cum am spus, este vorba despre o sinteză. Din momentul în care luptele de partid au degenerat în România în lupta pentru existența zilnică, din momentul în care mii de interese private sunt legate de finanțe sau de căderea unui partid, nu mai poate fi vorba de neatârnarea politică a diferitelor grupări care își dispută puterea statului. Din momentul în care interesul material de a ajunge la putere prevalează, o spunem cu părere de rău, votul universal în țară și în Parlament e dedicat doar unor ambiții personale, al unor apetituri pe cât de nesățioase, pe atât de vrednice de condamnare. Publicistica lui Eminescu a fost mereu trecută sub tăcere, interzisă, cenzurată. În memoria generațiilor care au urmat, Eminescu a fost impus doar ca poet, în timp ce principala sa activitate a fost cea de ziarist. Opera sa a fost cu grijă separată de structurile politice, opera lui publicistică fiind interzisă total. Activitatea de ziarist a lui Eminescu a început în vara anului 1876, nevoit să o practice din cauza schimbărilor prilejuite de căderea guvernului conservator. Până atunci, el fusese revizor școlar în județele Iași și Vaslui, funcție obținută cu sprijinul ministrului conservator al învățământului Titu Maiorescu. Imediat după venirea la putere a liberalilor radicali, Eminescu a fost demis din funcția de revizor școlar. Ulterior, la inițiativa lui Maiorescu și Slavici, Eminescu a fost angajat în octombrie 1877 ca redactor la cotidianul Timpul, organul oficial al conservatorilor, unde a rămas în următorii 6 ani. Scopul lui Eminescu era să acționeze ca un chirurg care elimină putrezimea bubei naționale, astfel încât societatea să poată să-și însănătoșească corpul statului. El se simțea obligat să lovească în nulitățile politice, pentru ca ele să știe că nu se pot amesteca nepedepsite în lucruri ce nici nu sunt în stare să le priceapă. De aceea nu e de mirare că noua putere liberală de la București l-a acuzat pe Eminescu că folosea un limbaj exagerat, chiar injurios. El considera că liberalii priveau statul ca pe un mecanism cu resorturi moarte, a cărui activitate și repaus se regulează după legile staticii și ale dinamicii. De aceea, ei nu respectau tradițiile pe care le considerau niște prejudecăți și credeau că pot să inventeze după bunul lor plac legi noi sau să importe legi traduse de pe texte străine subte din deget. Prin această abordare simplistă, se ajungea că statul să fie privit ca un mijloc de a face avere, de a-și câștiga nume, de a ajunge la ranguri și la demnități. Fermi pentru că își însușiseră idei fără să le aprofundeze, dibaci mai ales în patriotism, liberalii se făceau vinovați în opinia lui Eminescu pentru faptul de a fi promovat fără discernământ forme noi ce au provocat dezechilibre adânci în societatea românească. Angajând o schimbare de direcție în istorie, liberalismul a transformat modul de viață tradițional, a dizolvat vechi comunități și solidarități constituite, propunând cu aroganță și superficialitate modelul burghez. Eminescu a fost martorul acestei schimbări, dar și analistul ei necruțător. Clasa aceasta trăiește din munca țăranului. Ea face politică pe baza legilor franțuzești, în vreme ce poporul de jos sărăcește și se stinge de mulțimea greutăților. Liberalii sunt fabricanții de palavre, uzurpatorii, demagogii, toți trăind din munca țăranilor, fără a compensa prin nimic. Acesta era după Eminescu liberalismul, adică o societate pe acții, dispunând de listele exacte a domeniilor statului și a funcțiilor existente și făcând pe cei mulți să creadă că ei sunt mântuirea. Grăbiți să propună noi libertăți, ei uită că viața unui popor e supusă la legi fizice pe care nu le poate clinti nimeni din loc, apoi la legi economice, a căror urmări nu se abat prin fraze, ci numai prin muncă.
Unii cercetători cred că Eminescu s-a dedicat analizei modelului politic liberal, fiindcă poetul nu s-a lăsat amăgit de aparențe. Liberalismul a deprins oamenii, aspira la schimbările politice și a instaurat o nepermisă extensie a politicului în dauna cultului valorilor morale, credea Eminescu. Activitatea sa ca jurnalist îl făcea cu atât mai periculos, cu cât avea și pârghiile necesare pentru a acționa. Ideile sale erau exprimate în mod magistral în ziarul Timpul, pe care îl transformase în Cotidian Național. În această publicație demascase corupția politicienilor și grasele comisioane pe care aceștia le încasaseră. El deranja nu doar prin ceea ce scria, ci mai ales prin faptul că era un om puternic, bine ancorat în realitatea socială și mai ales politică a vremurilor zbuciumate în care a trăit. Chiar în dimineața zilei în care avea să fie dus cu forța la psihiatrie, îi apăruse un articol intitulat Pentru libertatea presei și a jurnalistului. Acesta era un protest la adresa încălcării dreptului la libera exprimare și demasca măsurile represive luate de guvernul liberal condus de Brătianu împotriva jurnaliștilor. În aceeași zi este luat pe sus de poliție și băgat cu forța la casa de nebuni. Sunt încălcate desigur toate normele legale și îi se înscenează unul dintre cele mai murdare procese de defăimare și lichidare civilă. Se lansează zvonul nebuniei inexplicabile, se inventează povestea unei boli venerice. Este apoi otrăvit lent cu mercur sub pretextul unui pretins tratament contra sifilisului. Este bătut în cap cu frânghie udă și îi se fac băi reci în plină iarnă. Este umilit și zdrobit în toate felurile inimaginabile. Eminescu trebuia să fie paralizat. Eminescu trebuia să fie anihilat. Trebuia oprit din a mai publica în ziarele vremii. De-abia în 1888 Veronica Micle reușește să-l smulgă din mâinile doctorului Isaac și să-l aducă la București. Aici reîncepe să publice și în urma unui articol împotriva guvernului este internat cu forța la psihiatrie, unde va și muri. Eminescu a fost etichetat drept nebun, sifilitic, alcoolic, pericol public, atentator la adresa regelui, reacționar, antisemit, xenofob. De ce toate aceste apelative? În una din seriile petrecute în spital, Eminescu scria: om din mine tot nu o să mai iasă. Prea sunt mulți aceia pe care i-am jignit spunând adevărul și după cele petrecute nu-mi rămâne decât să stau sfiicios într-un colț. Dacă mai înainte, voind să se apere, ziceau că sunt răutăcios și că exagerez, acum nu le va fi greu să mă prezinte drept un descreierat. Vorba scriitorului Alexandru Vlahuță. Într-o țară cu atâtea nulități politice triumfătoare, un poet atât de mare și cinstit nu putea să moară decât într-un spital de nebuni. La 120 de ani de la moartea poetului, apar tot mai mulți cercetători și ziariști care declară fără nicio îndoială că Eminescu a fost o victimă politică și a fost asasinat. Poliția, sub comanda puterii de stat, îl transforma astfel pe Eminescu într-unul dintre primii deținuți politici ai statului modern român. Devine primul ziarist eliminat fizic într-o manieră atât de dură pentru că a lovit în nulitățile politice. Da, stimați telespectatori, iată, v-am prezentat acest scurt filmuleț, scurt el în sine, așa că pentru emisiunea noastră nu e chiar scurt, dar așa cum am spus și chiar și cu invitatul meu discutam în timp ce se difuza, este o sinteză care, domnul Bostan, spuneam aici că parcă am mai văzut filmul, nu știu. Haideți să... Dacă Eminescu este în camera de dinte și ne așteaptă să discutăm după ce terminăm emisiunea. Stăm la capșa, așa, la o bere. Dacă n-am putea trebui. Haideți să luăm așa cât ne permite timpul, pentru că trebuie să-l gestionăm tare riguros. Cum am spus, contextul politic l-am creionat cât de cât. Da. Este limpede. Acum,
să vedem în acest context și nu numai, deci ca personalitate, Eminescu, cum am spus stimați telespectatori, ne-am propus acum să dăm verdicte, dar să ținem o cândeluță, să vedem de ce și cum, atâta cât ne pricepem noi aici. Eminescu este limpede că a fost o personalitate de când a călcat în viața publică. Eminescu este limpede că a fost un naționalism în sensul cel mai ziditor al noțiunii, așa, și într-un context în care, iată, toată lumea să grăbea să pactizeze cu care, cum și să vândă țara și să o jumbulșlucărească așa pe toate părțile, este limpede că Eminescu, ziaristul, pentru că vreau să insistăm pe aspectul ăsta, a stat, cum am spus, în gâtul tuturor. Și se pare că și a celor care cică l-ar fi ocrotit. Ca poet, Eminescu venea într-o perioadă de vid. Asta așa este. El bulversează lumea poetică românească cu primele apariții, ajutat de Slavici, dar în momentul în care devine incomod, în momentul în care gândește pe alte coordonate sociale, prietenul său, Pepe Carp, care împreună cu Titu Maiorescu, care junimiști. La junimiști, da. Îi spune lui Maiorescu de la Viena, unde era între anii 1882-1884 a fost, ministru trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al României la Viena, îi scrie: mai potoliți-l pe Eminescu. Exact, celebr. Da. Deci acest conservator, francmason, moldoven, școlit la Berlin și Bonn, cel care a participat activ la îndepărtarea lui Cuza de la domnie în 11 februarie 1866, în 10 februarie de altfel, pentru că în 11 februarie deja devine agentul diplomatic la Viena, apoi ulterior la Berlin și Roma. Să nu uităm că Pepe Carp este susținătorul intrării României în primul război mondial alături de puterile centrale. De asemenea, este de două ori prim-ministru al României, 1900, 1901, 1911, 1912. Cine preia funcția de prim-ministru? Dacă nu mă înșel eu, chiar Titu Maiorescu, între 1912 și 1914. Să nu uităm că cei doi erau școliți, erau absolvenți ai Academiei Tereziene de la Viena și descind la Viena cam în același an. Pepe Carp în 1850, Titu Maiorescu în 1851. Într-o gândire mai profundă, nu putem să nu ne ducem cu gândul la faptul că ei ar fi fost racolați de serviciile secrete ale vremii. Ceea ce și se spune astăzi despre ei. Deci în acea vreme, când îi se scrie lui Maiorescu că mai potoliți-l pe Eminescu, pragmaticul și cumulardul Maiorescu, Titu Liviu Maiorescu, nu? Cel care se căsătorise cu Carla Kremnitz, pe care o meditase la franceză, la engleză, de altfel întreaga familie fusese meditată, nu întâmplător, pentru că neamurile acestor Kremnitz erau pe undeva prin România, dacă nu mă înșel, în protipendada vremii, unul dintre ei din familie era medicul regelui. Și el nu se căsătorește cu această Clara Kremnitz întâmplător. De altfel, nu prea stă mult cu ea și cred că din perspectiva caracterului Maiorescu e știrbit. Pentru că și despre ea, la 1886, când divorțează, în memoriile sale, în jurnalul său intim, nu scrie prea frumos, ea avea un cancer la sân și după divorț, într-o perioadă scurtă de timp, și moare. Problema cu Eminescu.
Mai avem două minute, da. Dacă nu mă înșel. Dacă Eminescu este călător... Să revenim la jurnalistul Eminescu și tot Eminescu deranjează și era membru al societății, Societatea Carpați, da? Asta acolo, în 1882. O înființează nu întâmplător pe 24 ianuarie. Cum am... Da. Și pe 24 ianuarie 1882 se înființează această societate, care era de fapt o societate cu un caracter conspirativ, care venea către cei din Ardeal, care erau cu drepturi mai puține, da? Nu știu, poate anticonspirativ în context. Nu, conspirativ se poate, da. Da. Și în 28 iunie, în urma unei scrisori trimise de către doamna Slavici, unde la București în gazdă stătea Eminescu, la ora 6 Maiorescu primește o carte de vizită în care îi se spune chiar textual: domnul Eminescu a nebunit, vă rog faceți ceva să mă scap de el, că e foarte rău. De acolo începe nebunia, fabricată, da, așa, și practic declinul major. Cei 6 ani. Exact, declinul major. Până acolo, nu știu, aș dori să încheiem, să punem punct la această prima parte, pentru că în a doua parte avem ceva timp mai mult, ca să vedem ce trasee au urmat, eu știu, sfărările și pe unde și cum și cu ce s-au pigmentat și cine au fost cei care au contribuit la acest declin major. Revenim după o scurtă pauză. Stimați spectatori, iată, ne-am revenit în cea de-a doua parte a emisiunii Amprente Culturale în această seară. Tema emisiunii noastre, o să o vedeți și afișată pe ecran, este Eminescu asasinat. Precizez încă o dată faptul că nu ne-am... E mare lucru că am revenit. Nu ne-am propus să dăm verdicte, ne-am propus doar să ținem o candelă, eu știu, în dreptul acestei mari personalități și să discutăm despre acest aspect după ce au discutat foarte mulți înaintea noastră, sigur, ca să conștientizăm, pentru că domnul Mircea Bostan, invitatul meu, căruia iar îi mulțumesc încă o dată, mă simt dator, domnul Bostan, să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Domnul Bostan, vorbeam și înainte de emisiune și, nu știu, aș avea eu explicațiile oarecum așa. La școală, nu știu de ce aș face un pariu pe tot ce am agonisit, că nici n-am agonisit mult, adică să nu fie, câștigul nu-i mare, așa, decât aici și pe aici câte ceva. Așa ce pariu, că la școală nu se vorbește de povestea asta și de latura asta. M-am uitat pe Wikipedia, nu fac nicio reclamă, e celebră, nu trebuie să-i fac eu reclamă. Nu se spune. Sigur că internetul este abundă de filme, de pagini web chiar dedicate acestui aspect al vieții lui Eminescu. Oare de ce se întâmplă treaba asta? Pe ce interes ar avea? Nu vedeți că discutam în pauză, nu? Că parcă vorbim de zilele de astăzi, nu? Și în contextul în care la 1874 Eminescu îi scrie lui Maiorescu că aprofundarea studiului filozofilor germani m-a făcut să mă orientez către elaborarea unei filozofii practice vizând scoaterea României din subistorie, începea să deranjeze. Pentru că... Eminescu fiind un filogerman convins și toată opera lui să... Pentru că de aceea la 28 iunie se scenează această nebunie, pe 5 iulie se dă primul diagnostic de mania acută la cum se cheamă, stabilimentul acela al doctorului Șuțu, da? Așa, pentru da, care Maiorescu plătise în avans 300 de lei. Apoi în august prietenul său nemaipomenit și iubitor de poezie eminesciană, Macedonski, scrie acea epigramă care sună cam așa: un X pretins poet acum s-a dus pe cel mai jalnic drum, l-aș plânge dacă în balamuc destinul său ar fi mai bun, căci până ieri a fost năuc și azi nu e decât nebun.
Iată încă o dată să spune cuvântul nebun în dreptul meu. Solidaritatea dintre, în ghilimele, dintre poeți, de altfel să știe, cunoscătorii știu foarte bine că între Macedonski și Eminescu la vremea aceea a fost o luptă acerbă. Dar, despre Macedonski, iertați-mă, despre Macedonski nu chiar se vorbește frumos, da, așa ca și caracter, ca și, dar în fine, nu e asta subiectul. Deci, dar de acolo, de acolo, că putem să facem și un alt parcurs al discuției noastre, da? Că toate tensiunile, zic eu, în existența marelui poet național și, de altfel, ce s-a întâmplat în ziua de 28 iunie, pentru că atunci a fost apogeul, da? Să nu uităm faptul că în perioada 1879-1882, între Eminescu și Veronica Amicle, au loc două logodne, prima 1879-1880, a doua 1881-1882. În intervalul acesta de timp, Veronica reproșează nenumărate lucruri, fapt care a dus la o altă gândire și o altă atitudine socială a lui Eminescu. Să nu uităm că la un moment dat iubita și muza lui, iubita sufletului său, extraordinară, Veronica, are o relație cu Ionuca Caragiale. Să nu uităm de faptul că la 1865-66 Titu Maiorescu este într-un proces defăimător, acuzat, iar unul dintre martorii acuzării este Veronica Micle, lucru pe care Maiorescu nu l-a uitat niciodată, pentru că în timp, până la 1888, ei au încercat să se împace, dar prietenii au spus întotdeauna, nu e cazul. Vedeți, această, pe 28 iunie, de fapt, 1883, prin razile care se fac la societatea Carpați, ea e desființată efectiv, da? Iar cei care erau militanți ai acestei societăți, Simțion, Chibici, Ocășanu, Siderescu, se dezic de toate aceste idei, mai mult decât atât. În momentul în care cu Eminescu să avea un plan a fi internat la spitalul Șuțu, Eminescu, după ce Maiorescu primește acel bilet în dimineața de 28 iunie de la doamna Slavici, la ora 10 apare la Maiorescu acasă. Ulterior se duce la Capșa și acolo la Capșa ține un discurs politico-social naționalist. Unde la Capșa era și acolo, dacă nu chiar în zonă, și sediul ambasadei Americii. Sediul ambasadei Americii. Cu care Eminescu era în relații foarte bune chiar cu ambasadorul. El fiind un fervent apărător al drepturilor omului. Exact. De fapt, acel ambasador de atunci. De era atunci. Chiar serios și... și acest Eugen Schuyler, pe numele său, da? Sună așa, românește. Ambasadorul Statelor Unite. Da. Nu are ce să facă. De fapt, la Capșa, Eminescu este abordat de Grigore Ventura, acel ridiculizat de Grigore Venturiano în O noapte furtunată a lui Caragiale, și după discurs, în timpul discursului, Ventura îi ține isonul. Și Eminescu, la un moment dat, înfierbântat, se spune că ar fi scos un pistol și ar fi amenințat-o pe soția patronului și ar fi strigat: la toate aceste, nu-i decât un leac, să-l împușc pe rege. Exact, asta era. Iar Ventura... O altă înscenare. Da, o altă... Ventura îl ia de mânuță și îl duce la Cotroceni, să-l împuște pe Carol I. E puțin probabil că Eminescu, ca și jurnalist, n-ar fi știut că majestatea sa nu era la București atunci, ci era plecat la Sinaia. Ajung la Cotroceni, după aceea, de acolo pleacă și... acest Ventura îl duce la băile Mitrașevski. Aici îl încuie într-o cameră de baie, după care anunță poliția. Curios este faptul că Ventura, Ocășanu și Siderescu, care sunt chemați de către primul, da, cei doi vin în camera de baie de la băile Mitrașevski cu o cămașă de forță pe care o găsiseră pe stradă, așa. L-au imobilizat și atunci este dus la stabilimentul Șuțu și în 5 iulie îi se dă primul diagnostic.
Ulterior este, se spune, ameliorat, pleacă la Viena, tot trimis de către Maiorescu, care se îngrijește în mod deosebit de acest lucru. Eminescu l-a trimis și la studii la Viena, Eminescu la... Da, parcă... Iar, deci în noiembrie 83 este transferat la Viena, dar din noiembrie 83 și până în decembrie, unii spun că ar fi fost diagnosticat cu sifilis. Unii spun că ar fi fost diagnosticat sănătos. Cert este faptul că în decembrie este externat ca sănătos, dar curios, toate fișele ce țin de anamneza lui Eminescu în spital dispar. Deci tot ce era fișă medicală dispare. Timpul nu ține deloc cu noi. Stimați telespectatori, lucrurile, cum să spun, au un făgaș care, eu știu, toate întâmplările de atunci sunt multe, cum am spus, e un hățiș informațional, așa, este limpede. Lui Eminescu i s-a administrat mercur pe baza... Doctorul Isac îi administrează mercur, exact. Cu toate că știa că nu poate fi tratat de sifilis cu mercur, asta înseamnă 4, el i-a administrat 47 grame. Care mercurul e, da, exact. Clar ce înseamnă. Bine, și se mai pronunță ce? Și alții despre nebunia lui Eminescu, un panait Zosiu, care din convorbirile cu soara sa, cu Harieta, spune că, da, cu soara acestuia, preia diagnosticul lui Isaac și chiar îl completează cu următoarele reflecții. Ca psihopat ereditar, el ar fi petrecut încă nopți albe, ar fi făcut orgii, ar fi mistuit narcotice și excitante. Un psihopat alcoolic și sifilitic, el a ajuns să aibă perioade de furie, de inconștiență, de prozaică întunecare a activității psihice. În 88 este luat de Veronica Micle, adus din nou la București, într-o perioadă își revine, dar în 89, prin aprilie, scrie un articol antiguvernamental la România Liberă. Este săltat din nou și la ultimul interviu, înainte cu 3 zile de a muri, da, în 12, dacă nu mă înșel, iunie, îi se face un fel de rechizitoriu. Și atunci Eminescu se declară ca fiind Matei Basarab, ca știind 64 de limbi, printre care și italienească și sanscrită. Avea ceva cu Matei Basarab, pentru că, apropo de naționalism, acolo chiar cita pe domnul Mircea Bostan, timpul e scurt, da, și mă omoară. Parcă, așa cum am spus, nu e așa, Eminescu este limpede, spun specialiștii, cei mai, eu știu, avizați, să spun așa, decât noi, mi-aș permite să spun în contextul acesta, așa, este limpede că a fost odată hărțuit prin atac la persoană, așa, cum să spun, aranjat, nu întâmplător. A mai fost acel accident cu cărămida, cu de accident. Fapt, așa se spune că a murit în urma acelui accident dat de Petru, i-a dat cu o piatră în cap un individ, un Petru Poenaru. Da, și acolo sunt alte, nu se știe de dacă... Sora sa așa află că a decedat. Așa. Este limpede că Eminescu, într-un context politic în care oamenii români adevărați, oamenii care își apărau nația și doreau binele nației ăștia și care doreau să zidească în țara lor, și este limpede că a fost un făclier, Eminescu, Panaiti Strati, numește făclier, îmi place mult termenul, așa, este limpede că a fost un făclier, nu spunem noi deja lucrurile limpezi, așa, și iată de unde în acest context Eminescu devine practic primul jurnalist român. Că nu se mai, cel puțin în istoria presei, nu se mai consemnează un alt caz, celebru cel puțin, un prim ziarist român de marcă, nu? Căruia îi se pune încet, încet pumnul în gură. Să nu uităm că ziarul Timpul s-a desfințat după ce a venit din străinătate Eminescu. Deci să nu uităm lucrul ăsta, pentru că era instrumentul, telespectatorii au văzut și în filmuleț, era instrumentul cu care, sau prin care, prin intermediul căruia, Mihai Eminescu spunea poporului ce trebuie să facă în acele momente istorice și pe termen lung, ce să se întâmple cu nația asta.
seamănă, parcă, nu știu, e un leitmotiv, întotdeauna trebuie să se întâmple așa? Probabil că vis-a-vis de nemernicia unora din această nație, care tot ce pun mâna sfârșesc, Eminescu ar fi sfârșit și în contextul contemporaneității la fel. Adică un jurnalist, putem spune la vremea aceasta, de investigații, care gândea într-o formulă sănătoasă pentru nația sa, pentru poporul său, de aici se spune național, nu? Pentru că e empatizat cu poporul, știa care sunt problemele acestuia. Cu siguranță că și astăzi s-ar pregăti aceeași soartă nefastă. Pentru că, nu întâmplător, unii detractori ai lui Eminescu spun, marele critic Grigurcu, Gheorghe, antieminescian, care asimilează cultul personalității poetului național cu acela al lui Ceaușescu. Nu mai vorbim de cel care urina poporul român, Horia Roman Patapievici, actualmente directorul Institutului Cultural Român, care în Adevărul Literar și Artistic numărul 131 din 12 august 2006 spunea că Eminescu nu mai e la modă deoarece nu mai dă bine. Pentru nevoia de chip nou a tinerilor care în cultura română de azi doresc să-și facă un nume bine văzut în afară, Eminescu joacă rolul cadavrului din Debara. Sex spus, Eminescu nu mai este azi actual, deoarece cultura română, azi ca și ieri, se dovedește a fi, nu a fi decât o cultură de sincronizare. Ea încă nu își permite să nu fie în pas cu modele. Care modele? Păi, modelele pe care le-a propus Eminescu n-or fi fost bune? Dar vedeți asta. Și vorba despre temeinicia, domnul ăsta. Da, nu mai eram îngenunchiați, nu mai eram încovoiați. Eram drepți, eram verticali și aveam altceva de spus acestei lumi. Probabil de aceea cultura română în general este considerată o cultură minoră. Pentru că n-am știut și nu că n-am știut. Chiar la un moment dat eu cred că nu vrem. Ne simțim bine așa în nemernicia și în suficiența noastră. Miorița. Păi, Miorița noastră, văzută de unii indivizi care au venit de la 2 CV-le, e ca un fel de brânzătele mea. Așa au văzut-o în anul 2007 două mari personalități ale societății românești la Sibiu. Unul producător de brânză, celălalt individ care își premeditează furtul. Domnul Văstan, ce mă îngrijorează ca român, așa, este faptul că nu se spune cu subiect și predicat clar, limpede despre anumite chestiuni, iată cum este și domnul aceasta, Danci, pe care noi am încercat să o avem doar un minuțet pentru spus, că... V-a spus Neagu Giuvara, două lucruri esențiale vi le-a spus. Unu, România nu este catolică, iar noi ne tragem de la cumani încoace. Ce mai vreți? Nu se poate. Ba se poate. Nu se poate. Da, stimați telespectatori, eu am, așa cum se cuvine, am spus că am încercat să, pentru că ați răspuns invitației domnul Mircea Bostan, de sufletul poetului național, am spus că facem un praznic atâta cât ne pricepem noi și așa, ca un... Ca niște români amărâți fără... 122 de ani și 40 de zile. Fără bani și fără așa. Dar ne-am încadrat ca praznic, da? Sper să nu se arde lumânărica. Dacă nu arde, nu știu de ce nu arde. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați de coordonatele pe care Mihai Eminescu, ca gazetar, a încercat să le cultive pentru binele nației ăștia. O să ardă mai acușica, nu știu, se întâmplă ceva. Colegul rog să dea ultimul filmuleț pe care îl avem în această seară programat. Mulțumesc, domnul Mircea Bostan. Mulțumesc. Doamne ajută tuturor. Doamne ajută. Ce-a făcut, ce-a desfăcut, Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, Eminescu este chipul
infinitului din noi. Eminescu-i rog.